Negrescu, um, într-o uh, abordare a domniei sale legate de diferența dintre venituri și cheltuieli, ce vede un economist în primul și în primul rând. Um, Adrian Negrescu, uh, domnul Ciolacu spune că deficitul e mare pentru că face investiții, dacă vrea le oprim. Cum e cu această diferență? De la investiții? Yeah, E o remarcă care e într-o oarecare măsură valabilă, pentru că să nu uităm, 80% dintre investițiile pe care le face statul în momentul de față sunt cu fonduri europene, deci nu cu bani... Din bugetul de stat. Da, avem un procent semnificativ de cofinanțare a acestor uh, proiecte europene, dar nu de ajuns de mare în așa fel încât să justificăm prin această măsură uh, dimensiunea deficitului bugetar, care după uh, primele 5 luni al să deja spuneați dumneavoastră foarte bine, 60 de miliarde de lei, 3,4% din PIB, în porițiile în care noi ne-am asumat pentru tot anul un deficit de uh, 5%. Da? Ei, hey, de unde vine acest deficit, până la urmă? Păi ne uităm foarte clar, cheltuielile statului creșteau după primele 5 luni cu 20,9%, deci nu am strâns cureaua, din potriva am cheltuit din ce în ce mai mult, iar dacă ai piturul cheltuieli, cheltuielile cu personalul creșteau cu aproape 21%, deci dă mai mulți bani pentru bugetari. Nu spune nimeni că sunt categorii unde trebuie să alocăm mai mulți bani, dar din păcate am ajuns să avem angajați la stat care câștigă mai mult decât președintele Statelor Unite, decât angajații din Elveția, din sectorul bugetar, decât cei mai mulți europeni care lucrează pentru, pentru, statele lor. Da? Iar pe de altă parte avem cheltuielile cu bunuri și servicii care în vreo două ordonanțe în ultimii ani s-au -au dorit a fi limitate și cu toate acestea ele continuau să crească, mă uitam pe, pe date, creșteau cu 25,7%, undeva la nivel de 38 de miliarde de lei. Deci cheltuim mai mult cu salariile, cu protecția socială și cu aceste cheltuieli cu bunuri și servicii. De acolo este marea gaură la bugetul de stat, nu neapărat din investițiile pe care e bine că le facem, dar nu trebuie să justificăm acest deficit bugetar doar pe baza investițiilor pe care statul și le-a asumat prin PNLR.